cred că acum mai mult ca niciodată înțelegem că acest proces de transformare digitală este un parcurs și nu o destinație. Odată început, acest parcurs va continua, va fi un proces ongoing, evident cu fluctuații în perioade de criză, cum este acesta, aceasta, probabil că procesul este unul mai accelerat și evident, vor fi probabil și perioade în care procesul de transformare digitală se va relaxa. E important să înțelegem că va fi un parcurs și nu este o destinație. La fel cum asociată cu transformarea digitală, securitatea cibernetică nu este un produs, ci este un proces, un întreg proces. Nu putem spune că am cumpărat o aplicație și ne-am securizat din punct de vedere al securității cibernetice. Este un întreg proces care trebuie să țină pasul cu procesul de transformare digitală. Într-adevăr, acum suntem legat de întrebarea dumneavoastră de 5G, revenind punctual din punctul de vedere al nostru, probabil că multitudinea de echipamente, așa cum spuneați, care vor invada spațiul nostru, faptul că vom vedea concret ce înseamnă noțiunea de smart, atât la nivel de orașe, transporturi, dar și personal, toate aceste lucruri evident vor aduce vulnerabilități. Dar aceste lucruri nu trebuie să ne sperie. Goana producătorilor în a pune în piață produsele cât mai repede probabil că va diminua timpul acordat testărilor pentru securitate. Însă tocmai de aceea discutăm în clipa de față de security by design, discutăm în clipa de față de supply chain risk management, tocmai pentru a încerca să acoperim toată această plajă pe care transformarea digitală o aduce în viața noastră sub toate aspectele, începând de la tehnologie până la economic și social. Evident, în clipa de față suntem într-o situație nemai întâlnită la nivel internațional și ne desfășurăm treaba, așa cum bine remarcați dumneavoastră, în anumite restricții. Faptul că o parte dintre noi suntem la domiciliu și că o parte foarte importantă a activităților au migrat în mediul online. Și aici avem câteva categorii importante pe care foarte pe scurt aș vrea. E vorba de munca de acasă, unde aici responsabilitatea se dublează, pentru că trebuie să nu protejăm atât datele noastre personale, dar și datele companiei pe care le procesăm acasă. Și aici, în afara regulilor de securitate și de conduită în spațiu online pe care trebuie să le avem, și angajatorii au o responsabilitate în a veni cu reguli clare pentru telemuncă, aplicate exact pe sistemele pe care le folosesc. Vedem școala. Copiii noștri utilizează mediul online pentru a-și continua formarea. Dacă ați urmărit pe care le-am și mesajele pe care le-am postat pe site-ul CERT-ului, ați observat că nu sistemul de învățământ, ne fiind pregătit pentru o situație excepțională cum este aceasta, fiecare școală pentru diverse resurse, pentru diverse platforme online, dar utilizarea lor zilnică a demonstrat evident faptul că o parte dintre acestea au și vulnerabilități. În schimb, care prin respectarea unui set minim de respectarea unor reguli pot fi evitate în a se transforma în amenințări. La fel, cumpărăturile. E o altă categorie foarte importantă pe care oamenii o fac în mediul online. Aici, la fel, venim cu un set de reguli, tot timpul cu un set de reguli precise și clare legate de o conduită care să ne intre în obișnuința zilnică de acum înainte, pentru că, așa cum spuneam, parcursul acesta, transformarea digitală, va fi din ce în ce mai prezentă în viața noastră. Atacatorii știu asta și văd în mod special perioada restricțiilor determinate, cum este cazul de față de acest virus, ca pe o oportunitate de a lansa diverse forme de atacuri, mai mult sau mai puțin complexe. Ei încearcă mereu să se adapteze și să se folosească de context pentru a executa tot felul de acțiuni malițioase. Aș veni cu niște date legate strict de analiza pe care CERT-RO a făcut-o în această ultimă perioadă și din datele obținute procesate de CERT-RO, bazate pe sistemele tehnice proprii, rezultă că în lunile martie și aprilie ale acestui an, numărul tentativelor de penetrare a rețelelor în țara noastră
a crescut de peste 6 ori comparativ cu lunile februarie și ianuarie. Mai mult decât atât, activitățile din sfera cybercrime au cunoscut o creștere exponențială, în special pe coordonata furtului de date personale, de date bancare, precum și pe coordonata efectuării unor tranzacții nesolicitate, precum și alte forme, precum campaniile de ransomware și atacuri care visează accesul neautorizat la sistemele informatice, în special cele identificate ca fiind vulnerabile. Această amenințare dinamică vizează inclusiv sectoare foarte importante, precum cel medical, și am văzut atacuri ransomware în sistemul medical, iar din datele pe care noi le avem în clipa de față, sunt și atacuri care au ca scop furtul de date. Legat de tranzacții, aproape în totalitate tranzacțiile bancare au migrat în mediul online în această perioadă datorită restricțiilor de deplasare. Și așa că oamenii trebuie să respecte reguli, iar pentru că vorbim de seturi întregi, în secțiunea noastră conștientizare, pentru că nu aș vrea să intru eu în toate detaliile și să enumerăm aici, nici timpul nu cred că ne permite să enumerăm seturile de reguli, în secțiunea conștientizare de pe site-ul CertRo se pot găsi foarte multe ghiduri dedicate în mod special nu neapărat acestei perioade, dar dedicate pe categorii de activități pentru a veni în sprijinul creșterii culturii de securitate cibernetică. Ca și cadrul general, ca și recomandare generală, utilizatorii trebuie să fie foarte atenți unde își introduc datele personale, datele financiare sau datele de acces, credențialele pentru diverse conturi pe care le folosesc, inclusiv cele dedicate muncii online. Pentru că una din cele mai preferate metode este de a extrage, pentru atacatori este de a extrage aceste date și de a le folosi în scopuri malițioase. Ca imagine de ansamblu asupra amenințărilor cibernetice din ultima perioadă, precis tentativele de fraudare au rămas principala amenințare pentru utilizatorii obișnuiți. Și vedem cazuri în care folosim imaginea unor branduri celebre, imaginea unor magazine celebre, sunt campanii utilizatorii obișnuiți. Și vedem cazuri. Se aude, mă aud cu eco, probabil e o problemă tehnică. Spuneam, acestea sunt lucrurile la nivel național. La nivel internațional, pentru că acest forum este dedicat în mod special acestei perioade de criză legată de virusul COVID-19, există într-adevăr numeroase de atacuri care speculează interesul ridicat al publicului pentru subiectul coronavirus. Desigur, și la nivel internațional, cele mai multe tipuri de atacuri sunt cele de phishing, existând inclusiv cazuri când a fost copiată identitatea vizuală a Organizației Mondiale, dar și ne confruntăm cu cazuri de infectare cu malware prin instalarea de aplicații malițioase, spre exemplu, care o hartă în timp real a cazurilor de COVID la nivel mondial. Mai mult decât atât, lucrul este demonstrat de experții, inclusiv cei de la Domain Tools, care atrag atenția asupra faptului că numărul de domenii registrate care conțin cuvântul coronavirus sau COVID este unul foarte mare și dintr-o analiză atentă a acestor site-uri a rezultat că majoritatea sunt implicate în campanii malițioase. În clipa de față, mai mult ca oricând, este demonstrată că cooperarea în domeniul securității cibernetice este foarte importantă. Și pentru că s-a amintit mai devreme de grupurile de lucru în care CERT-ul este prezent, vreau să vă spun că în afară de NIS Cooperation Group, pe domeniul acesta tehnic suntem foarte implicați în schimbul de date cu structurile similare la nivel european de tip CIRT, și anume rețeaua CISERT Network, pentru o coordonare la nivelul întregii Uniunii Europene legate de incidentele de COVID-19, de atacurile cibernetice legate de acest virus. Desigur, la nivel național colaborăm intens cu organele de aplicare a legii,
deoarece, așa cum am spus și mai devreme, răspunsul rapid, conștientizarea și cooperarea sunt vitale în stoparea activităților malițioase. Desigur, securitatea cibernetică, știm cu toții, este o responsabilitate comună. O parte importantă a ei este diseminarea informațiilor către public și probabil că ați observat că în ultima perioadă CERTRO a mărit numărul de alerte și de alertări și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au semnalat incidente de securitate cibernetică și datelor, desigur, adunate cu datele care le avem din diverse surse. Încă o dată, pe site-ul CERTRO veți putea găsi detaliat toate ghidurile legate de mediul de lucru de acasă, sfaturi pentru cumpărăturile online, sfaturi privind securitatea copiilor și elementele legate de munca de acasă. Încă o dată, aș vrea să spun, dacă cineva suspectează că este victima unui atac, pașii sunt în a raporta imediat incidentul. Pentru asta amintesc că există, România are la nivel european un număr unic pentru raportarea incidentului de securitate cibernetică 1911, iar în măsura în care acest incident are pagube, imediat trebuie anunțită banca și evident luate primele măsuri pentru limitarea impactului incidentului. Pe scurt, cam acestea au fost punctele pe care am vrut să le ating în mod special în intervenție. Desigur, aștept cu mare interes derularea întregului forum și voi interveni punctual acolo unde competența CERTRO își pune cuvântul sau putem interveni într-un mod proactiv. Vă mulțumesc mult, domnule Aramă. Ați reliefat foarte bine noul peisaj de securitate în perioada COVID și practic ați și răspuns în mare parte unei întrebări venite din public între timp de la domnul Stelian Arion de la compania Arts, care a întrebat care sunt schimbările induse de pandemia COVID în peisajul riscului de securitate cibernetică. Cred că răspunsul este foarte clar pentru toată lumea. Instituțiile statului nu stau și așa cum domnul Dragoș Preda a relevat foarte bine că avem nevoie de o Românie informată despre ceea ce înseamnă 5G și o să rog oricum și pe domnul Pavel Popescu să preia discuția pe acest subiect în continuare. Dar pe de altă parte avem nevoie și de o Românie informată și de o cultură de securitate adevărată în rândul populației. Și aici este într-adevăr rolul instituțiilor statului, dar și a mediului privat de a pune problemele corect și de a face awareness în rândul populației. Avem specialiști foarte buni în zona de securitate cibernetică. România a pornit pe drumul digitalizării, cele două concepte sunt îngemănate, da? Avem toate premisele pentru o Românie digitală de un nivel foarte bun.